Bine ați revenit la o nouă transmisiune a emisiunii Trăiește sub Binecuvântare. Domnul să vă binecuvânteze pe toți aceia care v-ați alăturat în această, la această emisiune. Astăzi o să mergem mai departe în studiul nostru din Apocalipsa. Nu uitați să distribuiți această emisiune prietenilor voștri pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube sau ne puteți urmări și pe BPZ acolo unde transmitem uh, în direct uh, această emisiune. Am avut ceva probleme uh, data trecută uh, prin, uh, pe, pe transmisiunea de, uh, de pe pagina noastră de Facebook. Sperăm că astăzi să nu mai avem uh, uh, probleme. Așa că uh, fiți gata cu scriptura în față, cu... cu uh, Caietul de notițe, ceva de notat și orice întrebare, orice lucru notat, ne le puteți adresa aceste întrebări la timpul oportun, vom răspunde. Dacă nu vom răspunde chiar punctual la aceste întrebări care le aveți de acest legat de acest studiu, pentru că este un studiu greu, nu este un studiu ușor, este una dintre cele mai dificile cărți ale Sfintelor Scripturi. Este o carte în care se dezbate, pe baza căruia se dezbate de încă de 20 de secole, așa că nu o să am așteptarea ca eu să lămuresc ceea ce alții au încercat să lămurească de ani de zile. Vă expun înțelegerea mea, perspectiva mea, prin modul de interpretare pe care îl aplic atunci când citesc Cuvântul lui Dumnezeu și asta o fac de foarte mulți ani din momentul de când m-am întors la Domnul. Așa că, dragilor, bine ați venit la această transmisiune. Suntem în seria Apocalipsa lui Ioan versus Apocalipsa noastră. Apocalipsa lui Ioan versus Apocalipsa noastră. Avem în vedere Așa cum vă spuneam, trecerea prin cartea Apocalipsa capitol cu capitol, pasaj cu pasaj, verset cu verset și vrem să confruntăm ceea ce noi înțelegem, ceea ce noi am auzit sau știm legat de cartea Apocalipsa cu ceea ce într adevăr a primit Ioan ca și învățătură. Vă spuneam încă de la început că cuvântul Apocalipsă înseamnă descoperire, înseamnă revelație. Vă spuneam de cele patru instrumente cu care lucrăm în interpretarea Sfintelor Scripturi și, în mod special, Cartea Apocalipsă care conține mai multe puncte fierbinți de înțelegere. Dacă nu folosim... Aceste instrumente ne va fi dificil să înțelegem în mod corect învățătura din uh, cartea Apocalipsei. Așa că, uh, folosiți criteriile ori de, când citiți, uh, ori de câte ori citiți un pasaj din scriptură, uh, folosiți tipare, da? sunt anumite tipare care se uh, repetă, uh, folosiți uh, filtrele și uh, uh, dimensiunile, așa cum vedeți în imagine. Acestea sunt uh, patru unelte care le folosim în studiul nostru pentru că mai ales în capitolul care îl avem în vedere astăzi ne va fi necesar într-o interpretare corectă. Pentru că vedeți, Uh, în Apocalipsa, pe lângă că este o carte plină de hiperbole, de metafore, de uh, vorbire simbolistică, de tipare, uh, este o carte care, uh, descoperită oamenilor de acum 2000 de ani, dacă nu o contextualizăm, nu o să putem înțelege. Și azi, văzut cât de frumos se înțelege în momentul când te pui în scaunul. Uh, unui citi, uh, cititor de acum 2000 de ani, a unui om din antichitate, a unui om care trăia în Asia Mică, în lumea uh, grece-antice, sub conducerea Imperiului Roman și când auzi ceea ce Domnul Iisus vorbea și dădea prin Apostolul Ioan ca și revelație pentru vremurile acelea, le putem lua și le putem asimila și le putem aplica în vremea noastră. Astăzi suntem în capitolul 13, în Apocalipsa, este unul dintre cele mai grele pasaje din punctul meu de vedere ale Apocalipsei, pentru că aici încep sefeurile, aici încep dezbaterile, aici poți să auzi tot felul de imaginații pe tema capitolului 13. De ce? Pentru că avem această cifră hipercunoscută și de lumea creștină, dar și necreștină, lumea uh, credincioasă și necredincioasă, și anume 666, 6, da? Uh, Iată-ne că am ajuns într-un uh, moment uh, care necesită atenție, dar uh, uh, nici nu o să mă hazardez să dau explicații care nu mă pot uh, uni și nu mă pot alinia cu învățătura Scripturii. Haideți să vedem înainte să intrăm la acest pasaj. Dragi, dragilor, ce știți voi despre cartea Apocalipsa? Adică când închizi ochii, dând la o parte tot ce ai auzit legat de, de, învățătura din această serie, Apocalipsa lui Ioan versus Apocalipsa noastră, dând la o parte, închizând ochii, ce anume înțelegi tu? Care, care e primul lucru cu care îți vine în minte? Nu? Anticristul, 666. M-am uitat nu acum, de mai mulți ani, mă uit la oamenii care vorbesc din Apocalipsa. Și preponderent, abordarea Apocalipsei se face prin prisma aceasta de, de uh, al înălța, de a-l promova, de a-l ilustra, de a face cunoscut, de al demasca, de a-l revela, de a-l descoperi pe anticrist. Și lucrul acesta nu este ok. De ce? Pentru că eu plec de la premiza că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și toată scriptura, zice Domnul Isus, vorbește despre El, despre Isus. Adică, când iau scriptura în mâini și mă uit din Geneza, în Apocalipsa, personajul principal și descoperit și revelat este Domnul Isus Hristos. Adică vreau să rămân în scaunul și în poziția și în linia și în direcția pe care Apostolul Pavel o spunea Corintenilor în 1 Corinteni capitolul 2. Nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Isus Hristos și l răstignit. Mă întreb, ultimul apostol în viață, ultimul apostol care s-a uitat așa peste umărul său și a putut vedea că toți mari apostoli, toți colegii lui de școală biblică, de ucenicie lângă Hristos, au murit pentru Domnul. El era singurul în viață, bătrânul. Mă întreb oare, el a vrut să aducă un alt mesaj. Așa că, dragii mei, vreau ca să vedeți foarte clar subtilitatea de a-L înlătura pe Domnul nostru Isus Hristos din această carte care de fapt nu este nimic altceva decât descoperirea lui Isus Hristos dată lui Ioan prin care Hristos se descoperă pe sine. Chiar dacă vorbește despre vremuri și multe noroade, vremuri îndepărtate și multe noroade, Hristos nu iese din Scripturi. Haideți să ne uităm puțin la momentul revelației. Când Apostolul Ioan a primit uh, uh, primele cuvinte legate de Cartea Apocalipsei. Cum se naște această carte? Prin descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos în calitatea sa de Dumnezeu care guvernează istoria acestui omeniri. Domnul care este îmbrăcat ca un judecător, Domnul care este în statura de Salvator, Domnul care i s-a arătat în slavă lui Ioan. Asta vedem în capitolul 1. Ce vedem în capitolul 2? Îl vedem pe Domnul care știe situația fiecărei biserici, care știe ce se întâmplă în fiecare biserică și care va interveni în fiecare biserică în conformitate cu situația în care se află. Având și sumarizând, rezumând toată această imagine a lucrării sale pe pământ în cele șapte biserici din Asia Mică, cu această imagine, Hristos în mijlocul celor șapte biserici, cum i s-a descoperit lui Ioan. Hristos în mijlocul celor șapte biserici. Apoi, când trece din dimensiunea naturală în dimensiunea cerului al treilea, în raiul lui Dumnezeu, acolo unde a fost și Apostolul Pavel, acolo unde este tronul pe care și-a de Tatăl, cu sulul acela cu șapte peceții în mână, tot cerul are în mijlocul atenției pe mielul lui Dumnezeu, Isus Hristos. El este singurul vrednic să deschidă pecețile. Primul personaj din descoperirea acestor taine sigilate din veșnicie, scrise în sulurile Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu, Primul personaj este Cristosul biruitor, care a primit cununa și care a plecat să biruiască cel de pe primul cal, alb. Da? Iată, Cristosul se arată și la trâmbițe. Se arată că el este acela care trimite judecata peste toată creația. Și el este cel care face dreptate de la început până la sfârșit și istoria se va încheia cu imaginea lui Hristos întronat judecând lumea. Cei doi martori, Israelul și Biserica, care sunt pe pământ pentru o perioadă bine delimitată, aceștia vorbesc, au mărturia lui sus Hristos. Apoi ne ducem în capitolul 12 pe care l-am studiat data trecută și chiar și cerul, înstelat prin constelațiile sale, îl pictează pe Hristos lucrarea sa de salvare, de mântuire, de biruire asupra celui rău, de răscumpărarea omenirii și de domnie. Vreau să vă întreb, unde este anticristul în tot peisajul ăsta? De ce, dragii mei, vreau să rămânem în echilibru pe care Duhul lui Dumnezeu l-a transmis în această învățătură. De aceea îl caut pe Hristos în Scripturi ca să mă întâlnesc cu Hristos în Scripturi pentru că El este Scriptura. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Ioan capitolul 1 cu versetul 1. Și mă apropie de Domnul Iisus Hristos, de revelația sa. Zice, după ce Apostolul Ioan vede cerul stelat, vede semnele din cer, care indică și semnalizează că în momentul când cei doi martori vor fi omorâți, în momentul în care, în care semnele apar pe cer, indică și marchează un război spiritual care are loc în al doilea cer, momentul în care al doilea cer este curățit, curățit da? De, de, de satan și de îngerii săi și satan, pentru că știe că mai are puțină vreme, vine cu toată furia împotriva Israelului și a bisericii. Lucruri pictate pe cer le vedem în lumea spirituală. Ele merg pas cu pas și atunci Domnul îl duce în altă dimensiune. Vedeți, e foarte important să ne uităm în dimensiuni. Deci dacă a fost în al treilea cer, dacă după aceea a văzut dimensiunea atât fizică, dar cât și spiritualul cel de-al doilea cer, ne duce apoi în cerul nostru și ne arată care este mersul istoriei lumii. Ca să înțelegem dacă lui Danieli s-a descoperit tranziția tuturor marilor imperii care vor străbate istoria lumii, iată că ne întoarcem la Revelația lui Daniel da? din Daniel capitolul 7, dar și Daniel capitolul 2, acolo unde primește acel vis nebucanețar și îl primește și Daniel și el și îl interpretează. Iată că suntem în momentul în care ne dezvăluie, ne dă cortina la o parte să vedem desfășurarea istoriei. Apocalipsa capitolul 13 spune așa, Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete pe coarne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui i-a dat puterea lui scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. I s-a dat o gură care să rostească vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, adică 3 ani și jumate. Vedeți din nou, da? Deci este o perioadă scurtă când va face lucrul acesta bine delimitată, bine marcată. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă, vedeți, i s-a dat să facă război cu sfinții. Adică este însul, este scris. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, ne gândim la cei doi martori, ne gândim la ce am văzut în Apocalipsa 12, da? Iată, ne gândim la Daniel, deci este o chestie linear, linear, Da? I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă și sumnează. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Punct. Și mergem mai departe la un alt semn, o altă, o altă descoperire conectată la descoperirea aceasta. Dragii mei, este important să înțelegem toate aceste aspecte. Ne uităm, de exemplu, în, în Daniel, trebuie să deschidem neapărat în Daniel și să citim această, această imagine pe care o are și Daniel. Daniel vede, vă aduceți aminte, da? Pat, patru fiare, vorbim nu de succesiunea aceea a imperiilor. În statuia lui Nebucanețar, din care o să citim imediat și partea cu, cu picioarele, o să vedem. Dar Daniel nu vede acele lucruri, ci vede realitatea spirituală care este conectată. Adică, dacă trei animale s-au dus, trei fiare s-au dus, rămâne a patra, care îi atrage atenția. Se, se uită și. E, e ciudată, i-a e, e tras atenția coarnele, a tras atenția un detaliu, s-a uitat cu atenție. Ei, și îngerul îi explică, el mi-a vorbit așa, fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Deci gândiți-vă, nu există a cincea împărăție, există a patra împărăție și punct. Și este interconectată cu tot ceea ce urmează până la final. Haideți să citim. a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele zece coarne, vă aduceți aminte ce a văzut Apostolul Ioan, cele zece coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica zece împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobărâ trei împărați. Adică din mijlocul, da? din mijlocul celor 10 împărății, celor 10 împărați se va ridica, da? un altul care se va deosebi de înaintașii lui. Aveți acest tipar. Adică el este el nu vorbește de cei 10 de înaintașii lui care e înaintaș? Antiochus Antiohus Epifanes, care nu este vorba despre el aici. Aici este vorba despre altcineva, despre Imperiul Roman. Despre Imperiul Roman, da? simbolizat în uh, statuile de fier. De fier și apoi de lut. Da? O să ajungem acolo să, să, explicăm imediat. Bun, zice, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori trei împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt va supri pe Sfinții Celui Preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și jumătate de vreme. Deci exact același lucru. Același lucru. Apoi a venit judecata. Apoi a venit judecata. Dragii mei, de să ne uităm la statuia lui Nebucadnețar. Da? găsim în Daniel capitolul 2 și zice interpretarea pe care o dă Duhul Domnului lui Daniel prin descoperire. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. Deci iată, va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul. Ca fierul care face totul bucăți. Adică nimic nu poate sta împotriva fierului. Nici aurul, nici argintul, nici cupru, bronzul, da? care este, simbolizau celelalte imperii. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, partea de lut de olar și partea de fier, tot așa și împărăția aceasta. Deci tot așa și împărăția aceasta, nu altă împărăție, nu bazaconii cu islamul și așa mai departe. În istoria lumii, gândiți-vă, dragii mei, în istoria lumii au fost multe imperii. Multe imperii. Mult mai mult de, decât cele patru ilustrate prin aceste fiare și cele patru uh, ilustrate prin, prin trupul uh, dat nebucanețar, dar apare și al cincilea indiciu unde să pierd mulți, da? La statuie. Ei, dragii mei, au fost foarte multe imperii în cei 2000 de ani. Foarte multe imperii. Ce să mai punem în 2600 de ani? Au fost multe imperii. Dar Domnul marchează un traseu important al acestei lumi, pentru că fiecare imperiu a avut ceva și a avut un rol primar în desfășurarea planului Dumnezeu pentru a se încheia în conformitate cu ceea ce El a hotărât și a decis. Așa că, trebuie să fim foarte atenți la detaliile acestea. Deci Imperiul al Patrulea este același Imperiu, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, împărății, Dumnezeu cerului va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și a însăși va dăinui veșnic aceasta fiind împărăția lui Dumnezeu creștinismul. Da? Dragii mei, este foarte extraordinar deci cum, cum Dumnezeu a descris în detalii. Gândiți-vă, picioarele, dreptul și stângul din fier. Pe păi o bună parte, Imperiul Roman a fost împărțit în două și a fost de fier. Imperiul de răsărit și imperul de apus. Apoi, dragii mei, câte degete avem la picioare? Zece! Se împarte în zece, da? Zece coarne, zece degete, se împarte în zece, dar degetele nu mai sunt atât de puternice cum era fierul, dar au în ele tăria fierului, da? Zece coarne din care, din mijlocul cărora, iese un alt corp vorba despre Imperiul Roman. Când Apostolul, ne întoarcem la, la, Apocalipsa, lui Ioan versus Apocalipsa noastră, ne întoarcem în capitolul 13. Adică lui Daniel, și ăsta este tiparul, lui Daniel îi arată împărățiile pământului ca fiind fiare. Există o a patra și o ultimă împărăție. Care se pare că se transformă și are anumite modificări pe parcursul ei, dar ea rămâne a patra împărăție, fără să fie distrusă. Are zece coarne din mijlocul celor zece coarne, crește un corn care dărâmă trei și este deosebit de înaintea și săi. Și el are o treabă directă cu Dumnezeu. Punct. Ei, nu este să Epifanes, pentru că am văzut în capitolul 8 în Daniel, am văzut că uh, era altă interpretare cu Țapul și Berbecul, dar nu mai intrăm în detaliu. Cei care n-ați urmărit uh, Apocalipsa lui Daniel, vă îndemn să urmăriți uh, Apocalipsa lui Daniel, învățătura despre cele uh, patru fiare da? și uriciunea uh, pustirii nu a vorbit, da? diferite. Dar acolo este un tipar, că ce a făcut Antiochus Epifanes se va repeta. Și cum se va repeta? În mod crescendo, crescând în intensitate și în frecvență durerile nașterii. Apocalipsa 13, dragii mei, este interpretată foarte ușor, ducându-ne la la uh, Apocalipsa capitolul 17 dar în, nu înainte uh, haideți să citim întâi Apocalipsa capitolul 17 spune așa apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mari cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei. Și m-am dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea șapte capete și zece coarne, da? Fiară! avea șapte capete și zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, este aceeași fiară, da, din, din uh, Apocalipsa 13. Dar aici ni s-a dat Pentru că îngerul zice, zice așa, de ce te miri? În versetul 7. Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarne. Iată din nou imaginea, probabil a îngerului Gavril, probabil îngerul care destăinuie, da? așa cum am mai văzut și la Daniel, I vine la Ioan de data aceasta și începe să-i destănuie, zice, da, este o taină. Dacă eu nu ți-aș spune, n-ar înțelege nimeni. Și am stat până mâine și am discutat și iată ce îi descoperă. Deci, faptul că explică din momentul acesta, din secunda următoare, nu mai este taină nici pentru tine, nici pentru mine. De ce? Că ar trebui să înțelegem, nu? Și zice așa, Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarde. Și zice, fiara, deci pornește de la fiara, da? Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ai căror nume n-au fost scrise de la întemerea lumii în cartea vieții, se vor mira până vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați, cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însă și este la optulea împărat, este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați sau împărății care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Adică pentru o scurtă perioadă. Vedeți, un ceas. Deci nu, nu e foarte lung. Nu sunt trei luni și jumate. Nu sunt, adică e o, e o, perioadă destul de scurtă. Toți au același gând și dau fiare puterea și stăpânirea lor, împărații sau împărățiile. Cele zece, da? Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul, Domnilor, Împăratul Împăraților. Și cei chemași aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îi vor birui. Deci, dragii mei, cu cine are treabă cei zece împărați și fiara? Care-i care Cu trupul lui Hristos mielul aici pe pământ este reprezentat de biserică. Obiectivul lor este trupul lui Hristos. Ei, e adevărat că cei șapte împărați care apar aici ne duc într-un alt subiect pe care nu o să-l dezbatem acum, ne duc cu gândul că, la interpretarea unora că ceea ce scria apostolul Ioan era înainte de Nero și tot ceea ce prefigurează, tot ceea ce spune și în capitolul 13 și aici, coincide cu această perioadă, pentru că cinci împărați trecuse de la Iulus Cezar, da? primul care și-a luat titulatura de Cezar, care așa, era în timpul în care scria era un împărat și următorul venea Nero, Nero a cărui nume, într-adevăr, după calcule unora, dacă îl pui Nero Cezar în ebraică, ți-ar da un 666. Da? Dragilor, ce este descoperit rămâne descoperit, ce nu este descoperit. Nu știm exact la ce să... Pot să am o interpretare. Pot să-mi dau seama că pot fi șapte personaje importante în desfășurarea acestor uh, 2000 de ani până la final. Vor fi șapte capete importante care vor marca într-un fel lumea sau altul și pot să-i găsesc. Putem specula nenumără, dar avem scrieri istorice care uh, îl poziționează, deci sfinții părinți, scrieri extra biblice din istoria bisericii îl poziționează pe apostolul Ioan în exil pe insula Patmos în timpul domniei lui Domitian. Odată extra biblic, biblic avem anumite referințe la învățătura neculaiților pe care o citează în 2 Petru, capitolul 2, și apostolul Petru, care a fost decapitat de Nero. Dar apostolul Ioan le dă învățătura neculaiților care nu apare și în limbajul lui Petru, zice de profeți falși, de învățători falși. Deci iată că în momentul când scrie Apostolul Petru, înainte de moartea sa, se presupune că Doi Petru a fost foarte puțin înainte de moartea sa, an, anii 64, de, 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 de crucificarea sa cu capul în jos, în Roma. Dar, dar, faptul că în Apocalipsa apare și expresia un nume pe o, pe, pe, pe o mișcare, de învățătură eretică care intrase în biserici și răspundeau erezii. Faptul că deja aveau un nume înseamnă că a trecut suficient timp. Și sunt multe indicii în Apocalipsa care ne arată că trecuse mult timp. Dar nu este greșit să ne gândim la imaginea lui Nero. Și o să vedeți de ce. Pentru că acel corn, ultimul corn care se ridică din cei zece, conform lui Daniel, era diferit de și săi. Adică e o chestie de crescendo, dragii mei. E o chestie care uh, o vom vedea și o vedem pe parcursul istoriei ca și crescendo. Da? Bun. Uh, și mi se spune așa. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală, carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Bun. Ne întoarcem la Apocalipsa 13 și aș vrea să vedem imaginea pe care a avut-o Daniel. Vedem prima dată cea cu balaurul. Imaginea, imaginea văzută de Daniel nu a văzut exact așa ceva. Balaurul, cu acel corn care avea ochi și gură de om și cu leap numele lui Dumnezeu. Nu a văzut neapărat așa ceva, dar a văzut puțin diferit față de apostol Ioan care spune Scriptura că a văzut un, o fiară cu da? Semăna cu un Leopard, da, trupul de leopard avea labe de urs și gură ca o gură de leu. Deci nu era neapărat leu așa cum vedem în imagine, dar este o reprezentare. Eu cred că e mult mai hidos ce a văzut apostolul Ioan decât am văzut în ilustrația aceasta. Dar sunt niște elemente aici, da? Sunt niște elemente care le regăsim le regăsim în revelația lui Daniel. Iată că dacă Daniel a văzut o, o, o imagine generală a fiarei, care era total deosebită și nu intră în detaliu, pentru că nu îl privea pe el. Pe el îl privea țapul care vine și distruge berbecul cu un cor mai... Mare și un corn mai mic. Era, după aceea, țapul acela cu un singur corn care îi se rupe, se împarte se în patru, da? Și după aceea, din, dintr-un corn iese un alt corn mic și, da? Paia îl interesa pe el și evreii, credincioși din vremea lui. Aici deja vedem alte nuanțe. Ce îmi spune? Că fiara aceasta are elemente din, da? Deci, trupul, zice, de leopard. Ce înseamnă asta? Viteză. Da? Viteză. Da? Și Imperiul Roman, în viteză, a cucerit teritorii. unele teritorii, -a, pur și simplu, nu le-a atins, în viteză. Însă, labele de urs. Da? Ce înseamnă asta? Dacă, dacă trupul era uh, cu Imperiul Grec, care în viteză a cucerit, da? lumea, iată că labele de urs, da, care sunt Imperiul Medo-Persan, forță, adică unde a pus, unde a pus talpa, acolo a controlat, acolo a stăpânit, acolo nu s-a mai întâmplat nimic. Nu uitați, Imperiul Roman, Imperiul Roman nu este, nu este, n-a fost niciodată cucerit. Și zice, gură ca de leu, da? Iată, Uh, devora precum Babilonul. Da? Noi știm că leul era semnul uh, Imperiului Babilonian. Deci imaginea cu a, fiara aceasta care se ridică, da, zice, din mare, din, din, din mulțimi, ia, uh, deci to, tot din mulțimea popoarelor și noroadelor, iată, se ridică o fiară deosebită de celelalte imperii, uh, babilonian, medopersan și grec, dar totuși are din fiecare imperiu are în ea. Este o fiară cu o forță puternică, este o fiară deosebită de celelalte, este o fiară care aș putea să spun supune celelalte fiare, pentru că vă spuneam când am vorbit despre cartea lui Daniel, vă spuneam că în, în în imaginea asta pe care o dă legat de fiare, ne arată forțele spirituale care stau în spatele unor imperii. Dacă lui Nebucanițar i arătat lumea fizică, lumea, lumea care izbea ochiul, da? Babilonul, aur, pieptul, da? argint, Medopersia, bronzul, Grecia, fierul, Imperiul Roman. Da? Asta aveau nevoie să vadă și să înțeleagă cei necredincioși. Pe când Daniel îl duce într-o lume spirituală și arată forța care stă în spatele unor imperii și care generează extinderea celor imperii, domnii, căpetenii, stăpâniri care sunt în locurile cerești, Prințul Persiei o să ajunge și o să ne întoarcem cumva ca să, ca să ne ajute în interpretare când vor vorbi despre Prințul Persiei pe care i s-a revelat da, de către Domnul, da? lui Daniel și i-a spus că există un prinț al Persiei și noi vedem când prințul Persiei a fost învins ce anume s-a întâmplat în lumea naturală. Deci, îi arată lui Ioan că ceea ce îi se întâmplă lui, conform la Apocalipsa 17, înțelegem clar că este vorba de Imperul Roman, cei șapte munți pe care șade curva femeia, sunt cele șapte capete ale balaurului, sunt cele șapte capete ale fiarei din Apocalipsa 13 și nu sunt altceva decât șapte Munți, da? Șapte, când ziceai în antichitate, noi nu știm dacă Ioan a fost sau nu la Roma, dar Roma a fost o capitală extraordinar, extraordinar de mare, pentru o lungă perioadă, da? Ca și Imperiu vorbim. Și a rămas o influență mult timp, mult timp, chiar și în vremurile noastre. Ei, Roma. Când spuneai șapte munți, spuneai Roma. Când spuneai Roma, spuneai Imperiul Roman, da? care vine și calcă totul în picioare și cucerește și așa mai departe. Ei, dar Imperiul acesta este foarte interesant, că zice în versetul 2, zice Balaurul i-a dat puterea lui scaunului de domnie și o stăpânire mare. Deci balaurul, care noi știm din, tot din Apocalipsa, șarpele cel vechi, dar satana, deci însuși satana a dat, a lăsat acolo o putere extraordinar de mare în acest imperiu. Extraordinar de mare. Și noi când ne uităm, uh, deci unul din capete, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată, și tot pământul se mira după fiară. Adică ceva se întâmplă care face ca fiara aceasta să renască, să se nască. Uh, dragii mei, este, este un lucru. Uh, Zice, ea și-a deschis gura și a început în versetul 6 și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer, i s-a dat să facă război cu sfinții. Deci, în conformitate cu celelalte pasaje din Daniel, din Apocalipsa 17, noi putem alinia lucrurile și putem vedea că toate aceste lucruri se întâmplă la final, la sfârșit. Dar gândindu-ne la Apocalipsa 17 care ne ajută, care ne ajută în interpretare, care spune, era ca prânit. Nu mai este, dar va fi. E un lucru care, care trebuie să ne ducă în contextul nostru. Vedeți? Mesajul acesta pe care, pe care Apostolul Ioan l-a primit ca descoperire din partea Domnului Iisus, în momentul când îl dădea păstorilor. Celor din vremea lui, că noi trebuie să înțelegem că după ce n-a a, 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 -a murit în exil Ioan. Ioan a fost eliberat în cele din urmă, a, se pare că s-ar fi retras în, chiar în Efes, de unde, de unde a, a, scrie în continuare a, epistolele pe care noi le avem. Avem prima epistolă, a doua și a treia. Da? Și toate aceste lucruri ne ajută în în înțelegerea. În înțelegerea cât mai clară a Sfintelor Scripturi. Se presupune că unul Ioan a fost scrisă înainte de exil, sau înainte de Apocalipsa, mai bine spus, înainte de Apocalipsa, iar 2 și 3 Ioan au fost scrise după Apocalipsa. Deci, dragii mei, trebuie să ne uităm foarte, foarte clar. Ei înțelegeau. Dintr-o dată au zis, a fost, nu mai este, dar va veni. Era în anul 96-97 spre 100. Deci iată un cuvânt profetic. Imperiul Roman se ducea încet, încet spre un declin. Chiar dacă că în, timpul, în timpul apostolului Ioan a atins, că după Domitian apare împăratul Traian care extinde la maximum și după aceea de acolo începe să dea înapoi. Deci Iată că pentru cei din vremea care l-au prins pe Ioan, cel care a dat revelația, aceștia au putut citi și să vadă încet, încet declinul. Că a fost, dar nu mai este, dar va fi. Cu capul rănit, dar își va reveni. Înțelegeau ei? Înțelegeau. Cine vorbește nou astăzi? Ei, avem imaginea asta de a fost, nu mai este, dar va fi? A fost, dragii mei a fost poporul Israel. În anul 70, în anul 70, când Titus a călcat în picioare Ierusalimul și l-a distrus, l-a incendiat, a dărâmat templul și literalmente au scos piatră cu piatră și n-a mai rămas au arat au arat Ierusalimul, da? Și toți evreii au fost răspândiți în anul 70 după Hristos câțiva ani de zile înainte să, să scrie Apostol Ioan și să primească Apostolul Ioan. Și evrei răspândiți în toate mari. Nu mai exista poporul Israel ca țară, ca națiune. Exista doar ca etnie, evrei. Dar erau răspândiți. Și deodată ceva se întâmplă. Iată imaginea cu declarația în care a fost făcută în 14 mai 1948, este una dintre puținele poze care le avem din momentul în care se declară statul Israel din nou ca și stat. În 1948, 48, aceasta este imaginea oficială la un congres a fost anunțat poporul Israel ca și națiune. Marchează un eveniment, chiar dacă sunt lucruri din spate care s-au mișcat până la această dată. Aceasta este data oficială. 14 mai 14 mai, da? 1948, poporul Israel este înființat. Vedeți Ace același tipar de expresie. A fost nu mai este, a fost nu mai este, dar va fi. A fost, nu mai este, dar va fi. S-a întâmplat cu poporul Israel. Dar aici nu e despre poporul Israel. Nu poporul Israel este fiară. Da? Aici vedem Imperiul Roman, care într-adevăr în anii 400 și ceva se dispare uh, prin divizarea aceea în alte 10 împărății, da? din care 3 dispar din istorie, da? vizigoții și alții ca ei, Dispar din istorie și rămân doar șapte forțe, dar, ei, ceva se întâmplă. Deci, Imperiul Roman niciodată nu a fost, niciodată nu a fost cucerit, ci a fost divizat. Dar ceva se naște din mijlocul Imperiului Roman, ceva se naște. Și vedem o poză. Este o poză, dragii mei, cu momentul înființării. Uniunii Europene, a ceea ce cunoaștem noi astăzi, este o conferință de la Haga. Da? Mulțumesc. Este o conferință de la Haga care, atenție, 9 mai 1948. Coincidență. Hai să zicem. În 14 mai se întâmplă ceea ce se întâmplă, este înființarea poporului Israel. Deci, odată cu înființarea poporului Israel, și noi trebuie să știm lucrul ăsta, că înființarea poporului Israel e pleacă mai, mai din urmă, da? Din urmă, cel primul și cel de-al doilea război mondial duc la concluzia că este bine, este bine să, să se formeze o comunitate europeană și atenție ce s-a declarat, să renașterea Imperiului Roman. Același concept. Știți câte națiuni au fost acolo? Împărății? Zece. Mai punem o dată imagine. În 9 mai, în 9 mai 1948, la Haga, este, să se pune temelia la ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Și acolo au fost 10 țări. 10 țări. 10 țări. S-au retras, unii spun că 3, alții spun că 4. S-au retras de la, de la acest start, după care încep mai multe țări să se adauge. Dar e un lucru care ar trebui să luăm în vedere. Vedeți, foarte interesant ce ne spunem. Unii se duc pe alte interpretări, problema lor. Eu spun ce înțeleg în conformitate și cu linia trasată de Scriptură. Bine. Este interesant, dragii mei, că lucrurile continuă. Zice cine are urechi, de au, uh, cine are urechi, audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și în robie. Ce a făcut uh, 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 ce a făcut uh, Imperiul Roman? a cucerit și a înrobit popoare. Și trage atenția. Apoi merge mai departe. Zice, deci, apoi am văzut ridicându-se din pământ, de data asta din pământ, nu din mare, o altă fiară care avea două coarne, cale unui imel și vorbea ca un balaur. Deci iată o fiară deosebită. Nu, nu, mai este ca, ca aceea, da? Cu patru. E aparent foarte bună. e, e foarte ok dar totuși vorbește cu omul lor. Adică mă duce direct cu gândul la lupii îmbrăcați în haine de oi, da? În piei. Și o să vedem de ce, pentru că mi se spune mai târziu de prorocul mincinos. Da? această fiară este simbolizată de prorocul mincinos. Zice așa, ea lucra cu toată puterea, deci ea lucra, atenție, ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi și a cărei rană de moarte fusese vindecată. Deci ea lucra în aceeași putere, cu toată puterea fiarei din Să Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Dragii mei, și aud întrepătări cu Ilie care cheamă foc din cer și tot felul de... Este un limbaj simbolistic, nu vă pierdeți în astfel de detalii metaforice. Da? Deci nu, nu vorbește atât că va coboră, nu, nu de un animal care îl vom vedea cu coarne. Deci respectați limbajul tiparului, tiparul de interpretare. Da? Dacă, dacă, zice, uitați, cine dintre noi s-ar fi gândit Că șapte capete a acestei fiare sunt cei șapte munți pe care stă femeia. Cine s-ar fi gândit că femeia este cetatea cea mare despre care o să vorbim la timpul potrivit? Cine s-ar fi gândit dacă nu ni s-ar fi dat interpretarea corectă? Să vrșească semne mari până acolo că făcea chiar să coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Bun. Acum noi trebuie să punem și latura aceasta. Profetic, adică apostolul Ioan clar că a văzut și niște lucruri care se întâmplă în viitor. Că fi văzut elicoptere sau nu, nu să era accentul, da? Mă vă aduceți aminte la ce discutam despre uh, trâmbițe. E clar că acolo a văzut ceva, dar în spatele acelor lucruri care vătămau pământul sau vătămau locuitorii pământului erau forțe demonice, dragii mei. Nu, nu trebuie să pierdem din vedere... Latura spirituală. Păi, cum ar fi ca un om din antichitate, de acum 2000 de ani, fără tehnologia de astăzi, să vadă o bombă atomică? Este un foc care coboară din cer și distruge uh, o națiune sau distruge uh, un oraș de dimensiunea unei națiuni pe vremea aceea? Este un foc din cer? Este. Deci noi nu trebuie să-l pierdem din vedere și laturile astea care se pot ancora în evenimente concrete, așa cum am dat imaginea. Eu nu zic că aia este, dar coincidența sau nu? Zece împărați care refac Imperiul Roman, că asta este doctrina comunității europene, dragii mei. Refacerea Imperiului Roman este o chestiune pe care ei o afirmă au afirmat în diverse contexte. Diversi președinți în mandatul lor au afirmat asta. Că Uniunea Europeană nu este nimic altceva decât refacerea Imperiului Imperiul Roman. Asta. Ei, lucrul acesta care s-a întâmplat în 48, cu pace a dus pace. N-a mai fost război în Europa. Același lucru a vrut Hitler. Dar cum? Cu război. A fost Hitler un prototip al uh, 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 omului fără de legi. A fost uh, uh, nazismul prototipul fiarei. Imperiul roman. Pe asta a făcut. Toți ce au mărșăluit ei, toată îmbrăcămintea lor, toate paradele lor, erau ancorate în cultura romană. Chiar și standardul acela cu vulturi. Deci totul a fost, a, cu mici excepții. Deci, dragii mei, trebuie să, să ne gândim la niște aspecte importante. Faptul că în 1933 în Berlin s-au adus uh, uh, poarta lui Iștar, da? Poarta zeiței Iștar din Babilon a fost, dus, a fost dus tot în acea perioadă uh, uh, scaunul de domnie al satanei, da? Din Pergam templul lui Zeus, care în formă de scaun de domnie, în, în Berlin, au fost duse lucrul acesta. Statuia chipul Antiohus, singurul păstrat, este în Berlin. Deci e, un, e un spirit, e un duh acolo care în 1933 a fost numit cancelar al Germaniei. Întâmplare? Și apoi, cu pace și liniște, se instaurează Imperiul. Cu război, după război, în 48, în 9 mai, 10 națiuni, 10 împărății vin împreună și formează din nou Imperiul roman. Deschideți ochii. Dar mai este o fiară. O fiară foarte interesantă, care săvârșea minuni, care care lucra cu puterea fiarei din tâi, da? Adică cumva născută, îi s-a dat putere de la fiara asta, da? De acolo i s-a luat, i se dă forța și puterea. Și zice, și amăgea pe locuitorii pământului prin semne pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei, i-a zis locuitorii pământului să facă o icoană fiarei, un chip, da? care avea rana de sabie și trăia, adică Face referire. Vedeți? Aceea care avea rană, dar totuși, uite, trăiește. Adică, nu a murit. În toată perioada asta, Imperiul Roman nu a murit. Ce a reînviat a fost, nu mai este, dar va fi. Și zice i s-a dat putere, s-a dat în versetul 15. I s-a dat putere, suntem în Apocalipsa capitolul 13, versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Iarăși, dacă te gândești că vor fi omorâți, decapitați, dacă vorbești de moartea din Sardes, dacă vorbești de alte morți pe care noi le găsim, da? În, în scripturi. Îți merge vorba că ești viu, dar ești mort. Și zice, și, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Bun. Haideți să stabilim chestiunea aceasta cu, cu uh, chipul fiarei. Deci, cuvântul acolo la, la chip legat de, de chip, este clar că era vorba de o statuie. Pentru omul din Antichitate, să se spune, măi, ceva se va întâmpla, că chipul ăsta la care sunt martelizați frații și surorile noastre, că sunt aduși acolo, să îi se închine, pentru că tot Imperiul Roman se închina cezarului, n avei cum, n avei cum, drag, dragul meu, draga mea, n avei cum, în momentul când erai luat de uh, garda romană, da, de soldații romani, și erai adus la un templu împăratului sau la statuia împăratului, că putea fi și în oraș, pe o stradă principală, și să ți, ți se cerea să aduci jerfă și refuzai, nu îți dădea una după ceafă și fugeai și plecai acasă. Erai omorât. Ad litera. erai omorât. Punct. Ei, și din o le spune, măi, ceva se va întâmpla că, ce minun se va întâmpla că Chipul ăla va vorbi. Acum, noi nu avem nevoie de statui pentru președinți, pentru lideri mondiali, pentru împărați. Noi nu avem nevoie de statui să -n... avem uh, unde mă vedeți. E o icoană. Este o icoană vorbitoare. Și aici trebuie să fim categoric și uh, detranșant și clar. Este ceea ce avem în fața ochilor. Televiziunea media. La ora actuală și copiii mici au icoana mână. Este o icoană vorbitoare. Și prin ea se influențează și se manipulează întreaga lume. Dai o direcție spre iad sau dai o direcție spre cer. Punct. Lumea se despartă în două culori. Negru și alb. Întuneric și lumină. Rai și iad. E simplu, dragul. E simplu. E foarte interesant, în 1946, 0,5%, atunci s-a întâmplat. Deci când au fost mișcările astea interesante la nivel mondial, iată că apare și televiziunea. Și în 1946, 0,5% din populația Americii, 0,5% din populația Americii avea un televizor. În 1946, numai după 10 ani, numai după 10 ani, deja 90% din populația Americii aveau televizor. Acum, ce să mai vorbim de lumea întreagă? Și este o icoană. Este o icoană vorbitoare. Este o icoană în care poți să alegi să te închini sau să nu te închini. Stați în casă. Nu mai mergeți la biserici. Nu mai trebuie să avem relații unii cu alții distanțare socială. Se dă de sus, de la o altă fiară și se duce. Și zice, și-a făcut toți ca mici și mari, bogați și sărăși sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și am ajuns la momentul, wow, bum, da? Bun, e problema unora ce cred despre chip, ce cred despre alte chestii, invenții, vaccinuri și așa mai departe. Dragul meu, credința în Domnul este simplu. Nu cred niciodată că voi fi omorât pentru un vaccin sau uh, uh, pentru un chip. Și dacă voi fi omorât pentru asta, înseamnă că sunt un prost. Eu îmi voi da viața pentru familia mea, da? Și pentru Domnul meu Isus Hristos. Aici să rezum. Dacă va fi să-mi dau viața pentru ceva, va fi pentru libertatea familiei mele, pentru a-mi proteja familia sau pentru credința mea în Isus Hristos, pentru a nu călca credința în picioare. De acum 2000 de ani, până la venirea lui Isus va fi același mesaj. Tot timpul. Nu va fi diferit. Când le spune despre un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, Dragii mei, noi avem și nu intru acum în, 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 mai multe scripturi, o să mă întorc, pentru că chestiunea cu semnul apare în mai multe contexte și am să o desfințez. O să vedeți și că și sfinții au semn. Deja am citit că au semn pe frunte. Eu n-am văzut sfinți cu semn pe frunte. Voi ați văzut? Să punem pecetea pe fruntea slujitorului Dumnezeu. Eu sunt un slujitor al Dumnezeu. Nu vedeți, am semn, dar din copilărie, din naștere, nu? Dar am pecetea Duhului Sfânt în mine, am semnul lui Dumnezeu în mine. Ce anume, Duhul lui Cel Sfânt este în mine. Ei, cuvântul acela de pecete, pecete da, de, de semn, de a marca, era cunoscut în lumea antică. Iată un semn din antichitate, din luma, lumea uh, uh, grecească. La ce folosea această ștampilă pentru a marca? Da? Că ăsta e cuvântul, să marchezi. Ei, știți, la brutărie, dragii mei, iată, în imaginea următoare, veți vedea o pâine uh, marcată, ștampilată, uh, ca să știi uh, cine a făcut-o, da? Să știi de unde să o cumperi. Ei, în vremea aceea, mai erau, mai erau tot felul de, uh, 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 de alte ștampile care se foloseau, de exemplu, la, la cărămizi. Și lista poate continua. Dar, ceea ce îi trimitem, Vă aduceți aminte, da? Ce spune uh, Domnul Sus. Cel de care ascultați, a, acelui ai sunteți robi. Da? Acelui ai vă supuneți. Ei, în vremea aceea, robii aveau uh, însemnări. De exemplu, în imaginea care o vedem, un colier legat la gât, <coughs> în care sunt scris anumite lucruri, mai existau anumite. Uh, anumite. de exemplu, acesta, un colier scris. Cu Pe tâbiță uh, s-a identificat ce anume scrie, și anume uh, zice, dacă mă veți vedea, uh, vedeți primul cuvânt acolo, fug. Da? Era o însemnare a robului. Dacă cumva fugea, însemna că era un rob care a fugit. Da, fug. De acolo vine cuvântul a fugi, fug. Și pe tăblița aia scria, în cazul în care mă vezi înseamnă că am fugit de la stăpânul meu, mă poți înapoia și vei primi o vei primi un ban de aur ca recompensă. Mai avem uh, 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 nu mai avem nicio imagine. Ok, bun. Uh, deci ce vreau să spun? În momentul de obicei sclavii aveau asta la gât, da, uh, cordeluța aceea sau uh, uh, această Așa, da, colierul ăsta la gât sau invers, cealaltă, în care i-a atenționat dacă cumva îl vedeai într-un loc, știai că ăla este un sclav care a fugit de la stăpân și de obicei pe verso la, la plăcut să scria și adresa unde, unde poți să-l duci să primești recompensă. În momentul în care ai fugit ca rob, în momentul în care ai fugit ca rob, în lumea antică, știi ce se întâmpla? cu fier înroșit, cu anumită ștampilă, de obicei simbolul casei stăpânului de care aparțineai, și ți-o punea pe frunte, pe obraz, pe piept sau pe mână. Ți-o punea într-un loc în care nu aveai pe față sau pe mână, era cel mai vizibil. În momentul când acoperei mâna, să știa clar. Lucrul acesta a fost preluat și în sclavagismul modern, să zic așa, da? Din în secolul XIX, cu, cu, oameni de culoare aduși din Africa. Deci, le, le s-a spus clar, nu era o chestie de, de oare ce semn se va pune, ci, nu, nu, ci va mar, îi va marca, îi va, mar va și făcea trimitere la pecetluirea credincioșilor. Pentru că o să vorbesc despre lucrul acesta, o să, o să revin legat de, de semn și o să vorbim legat de paralelismul între semnul cu care sunt credincioși marcați și semnul cu care sunt marcați cei din lume. Și acolo o să vorbesc despre cifra 666. Dragii mei, cifra 666 este o cifră care putem specula și putem să ne ducem în tot felul de interpretări. Uh, unii spun că chipul nu știu cum a ajuns de la 666 la chip. Nu am nicio revelație la momentul actual. Dar eu știu un, un lucru. Ziua 7 a fost totul perfect. Și a fost ziua, ziua lui Dumnezeu. Când Dumnezeu și-a încheiat creația. În ziua 6 este creat omul. Adică dacă un 7, 7, 7, cifra 7 este perfecțiunea, este Imaginea lui Dumnezeu, șase este cifra omului. Și de câteva secole încoace, un lucru care, și în mod special în ultimele două secole, ceva care a marcat creștinătatea și lumea întreagă, este o credință, este o religie, pentru că nu mai este o chestie de, de filozofie ce are de face cu umanismul. Cifra 666 este credința umanistă. Și lumea asta în care noi trăim se poate împărți liniștit în două categorii. Oameni care gândesc și gândirea lor este influențată, pecetuită, marcată, este roabă acestei cifre de om a umanismului sau mâna, care simbolizează munca. Ați văzut oameni care se scuză că nu vin la credință, nu vin la biserică, că nu fac datorită muncii, că au de muncit? Este închinarea în fața omului, în fața nevoilor umane. Dragii mei, credincioșii sunt pecetuiți. Neamule, păgânii sunt pecetuiți. Depinde de tine ce alegi. Iată, pentru că voi reveni, pentru că mai sunt pasaje în Apocalipsa legate de semn, voi reveni și voi accepta. Dar am vrut ca să vă dau un semn. Putem specula pe 666, nu vreau să speculez. Eu vreau să-l supun la toată interpretarea pe care v-am dat-o. Și într-adevăr, în lumea în care trăim, cel mai mult este atacat credința, valorile născute din credință și încălcarea principiilor născute din credința în Isus Hristos. Un, am lăsat la, uh, în mod intenționat ultimul verset. Și anume, în versetul 8 din Apocalipsa 13. Și toți locuitorii Pământului se vor închina, toți aceia ale căror nume n-a fost, găs, -a fost scris de la lumii în cartea vieții melului care a fost înjunghiat. Foarte interesant că foarte mulți care merg pe ideea de cipare și tehnologie și revelația anticristului, e foarte interesant că nu se duc la acest pasaj care ne spune, care ne spune următorul lucru. Că noi suntem credincioși, copilul Dumnezeu, suntem scriși într-o carte a vieții. Adică Domnul se uită într-o carte a vieții și cine n-a fost găsit acolo, nu va intra în cer. Și va merge în pedepsa veșnică. Și harul, măreția, bogăția milă lui Dumnezeu a fost descoperită în Apocalipsa 13. Este un verset care îl, îl, este sprijinit de Romani, capitolul 8, este sprijinit de, de Romani, în primele capitole, este sprijinit în Efeseni. Avem multe versete, dragii mei. Roman, capitolul 9, este că Dumnezeu alege și că Dumnezeu, înainte de întemerea lumii, ne-a scris numele în cartea sa. Este certitudinea salvării mele și salvării tale. Că cel care se întoarce la Hristos și se lasă șters de orice pecetluire a acestei lumi, de orice supunere față de această lume și se supune lui Isus Hristos, pentru că nu uitați, primul lucru care noi îl facem cu Isus Hristos este să-L declarăm că este Domn, și mântuitor. Mântuit, când declarăm că El este Domn, mântuitorul vine și spală haina Lui, poziția Lui de mântuitor vine și ne spală de orice tinăciune, de orice murdărie a trecutului nostru și ne face noi și pune noi, Duhul Lui Cer Sfânt, ne pecetulește cu Duhul Sfânt și ne facem să fie fiima Lui pe veci. Asta este imaginea care vreau să vă transmit din Apocalipsa 13. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumesc că ați fost cu noi și nu uitați vineri ne vedem din nou la ora 20 și duminică de la ora 10. Pentru aceia care văd doar această emisiune, ne întâlnim la Purtătorii de Făclie, unde vom avea slujba cu toți cei prezenți din Biserica.0 și Musafirii care vor să se alăture un timp de închinare și de cuvânt. Apoi, seara vom continua de la ora 20, așa cum știți, vom continua cu Apocalipsa lui Daniel, vom studia cartea Daniel până la finalul ei, așa încât să armonizăm ceea ce Dumnezeu ne vorbește prin Daniel și ceea ce ne vorbește prin Apocalipsa lui Ioan, să le punem împreună și să avem un spectru cât mai clar și mai larg, așa cum Domnul a vrut să ne lase în cuvânt. Fiți binecuvântați, vă mulțumesc că ați fost cu noi în această transmisie. Domnul să vă binecuvânteze.